bine ați venit în emisiunea noastră, care începe cu o piesă foarte interesantă, pe care nu am ales-o eu, ca să nu mă mai încerte colegul să vedem ce legătură are. Oricum, să-l dăm afară pe ăsta care pune muzica, am votat. Gata, s-a votat, să-l dăm afară. Bravo, n-are nicio treabă cu spiritul Crăciunului. Okay. Bravo! A greșit-o și de data asta. Salariul lui eu o să ajungă la noi ceilalți. Da, eu am ales-o. Acum o să mă dai afară, dar o să-ți se facă tot. N-ai ales-o tu, că știu exact cine a ales-o. Și toată lumea a zis, bravo, să împărțim salariu, să... Dar de ce? Nu, nene, spiritul Crăciunului, să ne bucurăm, să ne veselim, să ne gândim să... Ce ai vrut, suca, nebunii, brad? Hai, măi, colega, nu, gata, nu mai... Ție trebuia colindă, te pomenești. Un pic de atmosferă, mă, un pic de... Pentru că nu citești desfășurătorul, colegul meu drag. Pentru că dacă ai fi citit desfășurătorul, ai fi știut că imediat după această piesă și după vorbele noastre... Vin Nico cu Luminița Angel. Dar nu singure. Nu era piesa de intrare. Bine ați venit, uite câtă lume frumoasă. Bine ați venit. Da, adevărat, așa. Spirit al Crăciunului. Sunteți îmbrăcați în roșu, verde, adică... Normal că ne-am îmbrăcat domnul Iancu de la Slobozia. Da. Am venit cu gașca veselă de la Slobozia, cu domnul Iancu aici în spate, care ne domnul ține... Domnul Iancu este moșul nostru, drag. Da, e moșul nostru din clip. E moșul deci din clip. Toți spiritușii aceștia sunt de la Slobozia? Nu, ei sunt din diferite orașe, dar acolo au fost adunați. Acolo au fost adunați. Slobozia, Tecuci, Pitești. De unde colaborarea asta drăguță și frumoasă? Cum v-ați adunat? Luminița este cea care a făcut un... Păi, noi știm din festivaluri. Ei toți sunt trofeiști. Sunt soliști care au câștigat mari premii. Sunt foarte bune voci. Și am adunat împreună, pentru că ne-am împrietenit, să facem această piesă minunată semnată, bineînțeles, Mihai Alexandru, căci e în fața televizoarelor acum și se uită la noi cu... Așa, stă cu mâna pe burtă. Și să uite la noi. Împrumuți, te rog, puțin microfon. Te rog. Pentru că vreau să întreb ce... Cristina! Cristina? Michael. Tu ești Michael? Excepțional. Da. Michael Jackson. Care e cel mai important trofeu pe care l-ai câștigat tu vreodată? Păi, mai este un trofeu mare și... Și unul mai mic. Am înțeles. Am priceput. Ce ați venit să ne cântați? Căci... Asta înțeleg că ați venit. Dacă ninge toată iarna, îmbulinat-o în trafic, dar așa se cheamă piesa. Și e semnată Mihai Alexandru, muzică și versuri. Și dacă îmi dați voie, îi prezint repede, să se prezinte, să zică măcar numele. Andreea Camelia Mărțar. Antonia Maria Grigore. Anton Antonia. Evelin Călin. Michael. Michael. Dragan Nadia. Iancu Bianca. Lupus Selena. Alessia Munteanu. Rodar Areș. Diana Pânzar. Orcanie doar. Oh, bine, da, ce așa. A rezolvat problema. Așa, ca dar de Crăciun. Nico, de unde veniți? Din Ploiești. Din Ploiești. De la Teatrul Toma Caragiu și vă aștept diseară la Iarna, spune povești, un spectacol foarte frumos. Mm-hmm, trofee ați câștigat? Iarna, scandat, hai să vedem ce se întâmplă dacă ninge toată iarna, că în rest l-am descurcat noi pe toate. Vă mulțumim din suflet. Sărbători fericite. Doamne ajută. Să ne colindați frumos.